În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Am venit, măicuță, să ne mai vedem, să te mai vedem, să spunem necazul care îl mai avem. Preacucernici și preacuvioși părinți, preacuvioasă maică stareță, distinse oficialități locale și județene, distinse domnule deputat, iubiții noștri credincioși, să dăm slavă bunului Dumnezeu pentru că ne-am vrednicit să ajungem cu bine marele prasnic al adormirii Maicii Domnului, acelei care trup din trupul ei și sânge din sângele ei a dat nouă mântuire pe Hristos, adevăratul nostru Dumnezeu. Și atât de frumos îi spunem și îi cântăm troparul, într-o naștere fecioria ai păzit, într-o adormire lumea nu ai părăsit, mutatul te-ai la viață, ceea ce ești maica vieții, și cu rugăciunile tale izbăvești din moarte sufletele noastre. Maica Domnului este biserica lui Hristos, chivotul lui Dumnezeu. Sărbătoarea adormirii sale este cea mai însemnată dintre praznicele închinate ei. În terminologia imnografică se descrie mutarea ei biserică în biserica din ceruri. Și de la vecernia prasnicului se spune atât de frumos că astăzi cerul își desface sânurile primind pe ceea ce a născut, pe cel neîncăput de toate. Și pământul, cel ce dă izvor de viață și binecuvântare, se împodobește cu bună frumusețe. Ea însăși devine chip al bisericii prin părtășia cea de un neam cu cei ce prăznuiesc adormirea sa, chemându-ne pe fiecare dintre noi să devenim fii ai bisericii vii a lui Hristos, pe modelul împărăția lui Dumnezeu este în lăuntrul nostru. Ridicați porțile și în chip frumos primiți pe aceasta, pe Maica Luminii, cea celei pururea fiitoare. Iubiți credincioși, o căutăm fiecare dintre noi pe Maica Domnului, pentru că prin mângâierile pe care le primim de la ea, noi ne putem menține pe calea adevărului pe care Hristos Mântuitorul ne-o deschide spre împărăția lui Dumnezeu. Orice cale pe care noi o parcurgem spre Sfintele Altare, din bisericile noastre parohiale sau din mănăstirile noastre, sunt căi de întâlnire cu Domnul Hristos, cu Maica Domnului și cu toți Sfinții, căi de desăvârșire și căi de mântuire. Pe aceste căi, Maica Domnului ne cheamă și ne conduce spre Hristos, iar când nori și ceață, înegrivor zarea, vino tu, măicuță, să ne arăți cărarea. Ne cheamă așadar preacurata în grădina sa spre a-i spune
bucuriile și necazurile noastre, iar ea varsă câte o lacrimă spre a stârni în sufletul nostru căința care ne îngenunchează înaintea preotului duhovnic pentru a ne mărturisi păcatele, iar ea, fiind grabnic ajutătoare, ne arată calea spre Hristos. Și atât de frumos îi spunem în rugăciunea pe care o rostim la cinstitul Paraclis: nimeni din cei ce au nădăjduit spre tine nu s-a rușinat și prin tine îmblânzind pe Dumnezeu, nimeni nu rămâne părăsit. Iubiți credincioși, sfinții sunt icoanele Domnului Hristos în lume, iar Maica Domnului este prima din aceste icoane în care întruparea cuvântului lui Dumnezeu s-a făcut în mod deplin. De aceea, ea este modelul de la care învățăm să ascultăm cuvântul și să-l păstrăm în inima noastră, așa cum păstra Fecioara Maria cuvintele în taina inimii ei. Să facem roditor cuvântul în viața noastră. De aceasta am venit și în acest an la Sfânta Mănăstire Bic să ascultăm cuvântul, să ne împărtășim cu Sfintele Taine, să ne întoarcem la casele noastre mai îmbogățiți cu harul, cu binecuvântarea și cu rugăciunea Fecioarei Maria. Această osteneală pe care o faceți pentru dragostea pe care o aveți pentru Maica Domnului să nu fie zadarnică și să se împlinească în viața dumneavoastră, în familia, în casa dumneavoastră și în întreaga lume. După modelul Maicii Domnului se călăuzesc toate mamele creștine. Un mare pedagog, pe Satalozi, a făcut următoarea remarcă: am crezut în mama mea, inima ei mi-a arătat pe Dumnezeu. Dumnezeu este Dumnezeul inimii mele, Dumnezeul inimii ei. Nu cunosc alt Dumnezeu, Dumnezeul creierului meu e o himeră. Nu cunosc alt Dumnezeu decât pe Dumnezeul inimii mele. Mamă, mamă, tu mi-ai arătat pe Dumnezeu în învățăturile tale și eu l-am găsit în supunerea mea către tine. Iubiți credincioși, dacă avem ca și ocrotitoare pe Maica Preacurată, avem sau am avut o mamă care ne-a născut și ne-a crescut. Nimic în lume nu-i mai drag, mai bun, mai sfânt pe acest pământ ca mama. Sub soare nu-i niciun cuvânt atât de adânc, atât de sfânt ca tine, mamă. Dacă la început ea ne-a hrănit cu lapte, mai târziu cu pâine, mama întreaga viață și-o pune pentru copii, pentru cei dragi. Și atât de frumos se spune într-o cântare: câte griji are o mamă, câte doruri o doboară, câte nopți le face zile să-și vadă copiii bine. Și când vine toamna vieții, fetele ca și băieții se împrăștie prin lume, mama singură rămâne. Nu rămâne singură, ci rămâne în grija Maicii Domnului și în grija Domnului Hristos.
și cu cât drag nu-și așteaptă mama pe copiii ei plecați în lume pentru un trai mai bun. Hristos s-a mutat din cer pe brațele Maicii Domnului și iată, astăzi se întorc înapoi spre o sfântă și binecuvântată recunoștință. Maica Domnului se întoarce pe brațele Fiului lui Dumnezeu. Iată sfânta recunoștință pe care o au mamele care poartă pe brațele lor prunci binecuvântați și se mută și ele într-o zi în cer. Iubită mamă creștină, nu rămâi undeva sub o glie de țărână, ci te muți pe brațele Domnului Hristos. Așa cum tu, iubită mamă, ți-ai legănat pruncii, așa va legăna și Domnul Hristos sufletul tău. Așa cum tu, iubită mamă, ai cântat copiilor tăi cântec de leagăn, cântec de preamărire lui Dumnezeu, tot așa îți vor cânta și ție îngerii în cer, când vei păși pe pragul raiului, ca să te odihnești pe brațele lui Hristos. Nopțile, durerile, suferințele, chinurile tale de mamă se vor transforma atunci în veșnică bucurie, căci ai născut nu doar țărână, nu doar pământ, ci ai născut temple ale Duhului Sfânt, cetățeni ai raiului, bucuriei fiului tău. Fără tine, iubită mamă, raiul ar fi pustiu. Dumnezeu n-ar avea cui să reverse din prea plinul iubirii sale inima, iubirea sa. De aceea, iubită mamă, tu faci bucurie în cer atunci când pe brațele tale lege-ni un prunc și-l închini prea sfintei trăimi Dumnezeu. Știm că pentru un copil mama este universul întreg. Pentru un tânăr, satul sau locul natal. Pentru un om matur, casa părintească. Iar pentru un om bătrân, ce este mama? Iubire și iertare. Iubiți credincioși, trăim într-o lume în care se lovește tot mai mult în biserică și de multe ori lăuntrul omului este tot plin de răutate. Dar credința noastră în Dumnezeu și în Maica Domnului ne dă adevăratul sens al vieții. Ne spune de unde venim, adică de la Dumnezeu, și unde mergem, tot la Dumnezeu, credința fiind izvor de fericire în viață. În aceste vremuri tulburi, din păcate, se lovește tot mai mult în biserică și în familia creștină. Noi știm că familia creștină este întemeiată de Dumnezeu încă de la început, dintr-un bărbat și o femeie care prin taina cununiei devin un singur trup pe care Dumnezeu, i-a unit omul să nu-i despartă, bărbat și femeie, soț și soție. În zilele în care trăim, ar vrea să ne impună și pe părinți să nu-i mai numim mamă și tată, ceea ce nu-i posibil, să-i numim părinte 1 și părinte 2. Doamne, ce va vrea să se întâmple cu lumea aceasta? Vă spun doar atât, să nu ne pierdem credința în Maica Domnului, în Mântuitorul Hristos,
și în sfinți. Să-i aducem pe copiii noștri la biserici și la mănăstiri, încă de mici, așa cum și pe noi ne-au purtat părinții și bunicii noștri, că aici, de la Dumnezeu, de la El, întru El și prin El sunt toate. Le predăm copiilor noștri religia în școli. Nu dorim altceva să le predăm, doar despre Dumnezeu, despre Maica Domnului și învățăturile ei. Pentru că din inima ei, neprihănită, ne dăruiește iertare, ne dăruiește milă, ne dăruiește ajutor, har și binecuvântare. De aceea, iubiți credincioși, vă îndemn să aveți curaj să vorbiți cu Maica Domnului. Nu trebuie să-i spuneți mult și veți vedea că Maica Domnului coboară. Maica Domnului coboară la noi pentru ca pe noi să ne ridice la ceea ce Dumnezeu așteaptă de la noi. Nimeni nu este singur alături de Fecioara Maria. Din păcate, anul acesta și cel care a trecut, foarte mulți din cei dragi ai noștri au murit singuri în spitale și chiar dacă nu erau singuri fizic, mulți au murit fără să mai vadă fața omului, fără să-i mai vadă pe cei dragi ai lor. Și iată, noi cei ce suntem astăzi la Bic, aici, la această frumoasă mănăstire, grădina Maicii Domnului, arătăm fiecare dintre noi că nu ne este frică de moarte, ci mai mult vorbim cu Maica Domnului și știm că nu suntem niciodată singuri. Aceasta ne dă siguranță. Când venim să-i facem prăzuire Maicii Domnului, venim oferindu-i toate problemele noastre, iar Preasfânta, ca o mamă, tot suspinul îl ia în seamă. Aici am spune că bucuriile sfinte nu se mai termină niciodată. Iubiți credincioși, să-i aducem Maicii Domnului în loc de flori lacrimi, în loc de daruri, durerile noastre care ne frământă și să le așezăm cu încredere pe brațele Maicii Preacurate. Fiți încredințați că ochii ei vă privesc cu duioșie și vă numără pașii pe care îi faceți spre Sfintele Biserici și Mănăstiri, pregătindu-vă în schimb crinii înmiresmați ai binecuvântării sale materne. Și-am spune așa cu cântecul: Maică, Tu ne-ai ajutat, de-am făcut ce ni s-a dat, ne-am ușurat sufletul, ne-am îndreptat umbletul, încărcați de-a Ta iubire, plecăm de la mănăstire, niciodată n-om uita, Marie, dragostea Ta, și ne vom ruga mereu la Maica lui Dumnezeu, plecându-ne inimile și frunțile noastre, acatii să-i cântăm Preacuratei Stăpânei noastre Născătoare de Dumnezeu și Pururea Fecioară Maria. Bucură-te, Stăpâna Lumii, bucură-te, Cheia Împărăției lui Hristos, bucură-te, care într-o adormire a Ta nu ne lași pe noi,
Bucură-te, mamă, pururea fecioară. Amin. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Amin. Iubiți credincioși, să mulțumim Maicii Preacurate pentru că ne-am vrednicit să ajungem în această zi la Sfânta Mănăstire Bic. Aduc binecuvântarea Preasfințitului Părinte Petroniu, Episcopul Sălajului, care de astăzi în două săptămâni, pe data de 29 august, la tăierea capului Sfântului Ioan Botezătorul, ca și în fiecare an, va fi aici și va săvârși Sfânta Liturghie Arhierească într-un ales sobor de preoți și diaconi. Iubiți credincioși, vin la Sfânta Mănăstire Bic de peste 20 de ani, dar câtă lume a fost aseară, azi noapte la Sfântele Slujbe și astăzi aici, încă la Mănăstirea Bic n-a mai fost. Aceasta arată dragostea și dorul pe care îl aveți fiecare dintre dumneavoastră pentru Maica Domnului. De aceea, Maica Domnului să vă dăruiască fiecăruia dintre dumneavoastră multă sănătate, alături de familiile dumneavoastră și alături de toți cei dragi și să mergeți de aici, de la Mănăstirea Bic, încărcați de alese daruri duhovnicești. Iubiți credincioși, în urmă cu 27 de ani, aici, pe acest loc care a fost pustiu și neumblat și fără de ape, Preacuvioasa Maică Stareță Marina, aici de față, de la firul de iarbă, a înălțat aici această frumoasă mănăstire, această perlă duhovnicească a Sălajului. Îi mulțumim pentru dragostea cu care, an de an, ne primește ca o mamă iubitoare și are grijă de fiecare dintre noi. Bunul Dumnezeu să o ocrotească, Bunul Dumnezeu să o păzească și să-i dăruiască multă sănătate dânsei și întregii ofși de aici, de la Mănăstirea Bic, și tuturor ostenitorilor și binefăcătorilor care au contribuit în așa fel încât hramul din această aleasă sărbătoare a Adormirii Maicii Domnului să se desfășoare în cele mai bune condiții. Maica Domnului să ne binecuvinteze și să ne ocrotească pe toți. Amin. Maica Domnului să ne ajute.